Bine, dragilor, și bine v-am regăsit la nouă reacție. Șor pe aici. Astăzi vom face o reacție lui Dex și piesa se numește Suffocating. Și înainte de toate, we have something here. Am primit ceva de la mine. Și dacă tot a venit astăzi, am zis să le-ți fac împreună cu voi, să vă arăt și vouă ce mi-am luat. Și da, hai să facem unboxing. Ce să fie oare, ce să fie? Să vă arăt și vouă. Ce vă arăți vouă? Hai că vă arăt, tata. Bă, ce tare. Ce tare, tati. Aștia se pot deslipi. Ce tare. Nice, that's a nice one. Super tare. Nu văd că am întunecat. Vă departez. N-ai nimic aici. Se pare că nu. Hii! Asta este, dragilor. Frumos ambalată, corespunzător. Haideți să vedem și cum ne stă pe scăfârlie. Frumos materialul. Super tare. Chiar se merită. Îl avem pe tata porc. Așa că nu prea văd. Bă, nu e rău. Nu e rău. Să dăm asta frumos la o parte. Asta este, dragilor, ce mi-am achiziționat. Prima oară când comand și o haine de pe site. În mare parte Adidas nu prea recomand să vă cumpărați, că niciodată nu se nimeresc numerele și n-are rost. Hai să-i dăm play. Dax. Suffocating. I told you to trust me, and now we got it. Number one album in the world. I told you to trust me, and now we got it. Dax, you're probably out celebrating right now. Give me a call when you can. We have to get that contract signed. You don't have to read it. I've gone over everything. And remember, for tonight at the talk show, keep it light, keep it positive. Nobody wants to hear anything negative and this sad shit. Your life is about to be changed, brother. I'll talk to you soon. Sign that contract. Da. Mă întreb ce contract a semnat acolo. Și tu. Now I'm suffocating. Maybe the pressure from the fame isn't worth what I'm chasing. I used to save God's plane. Now the devil's on my team, acting foul, and it's all flavoring. Trying to push me off the path that I'm steady paving. Sin is the currency, and every day I'm making payments. I don't want to live in it, but I heard it saying good knows evil, because the houses are both adjacent. I don't know if I should go for these goals. I see people gain the world, but lose their souls. My anxiety is building as the weight of it grows. I seclude myself from privacy inside my home.
Să nu mă înțelegeți greșit, eu nu înțeleg, nu înțeleg tot ce spune, dar ce o să înțeleg, o să vă spun și vouă, în mare parte. În mare parte este vorba despre viață și toate lucrurile pe care ne sufocă de zi cu zi, să zic așa. Mai ales aici el vorbește despre el, pentru că ajunsul lui a ajuns și da, ai prins. And I barely answer calls, and when I see my team people gain the world but lose their souls, my anxiety is building as the weight of it grows. I seclude myself from privacy inside my home, and I barely answer calls, and when I see my phone, I'm reminded that the real feeling of being alone is having millions who love you but can leave you, or say that they hate you at the moment they don't fuck with a song. I used to laugh it off, now I hold my breath and suffocate, and I sit and wait just to see if I can kill the hate. Stau și să văd dacă pot să omor hate-ul. Down to fight another day, then I grab that breath and suffocate, then I sit and wait, just to see if I can kill the hate, and as I'm fleeting I see God at the heaven's gates and come back down to fight another day, then I grab that same phone and smile away but pull my empty heart into a song that they won't praise. They say patience is the key, but they didn't tell me, while I wait I be locked inside a steel cage, something's wrong, I feel claustrophobic. I'm stuck living in the past, and not the moment, or the future where my life is only more broken, cause those wounds from the past are still open. I take sips of love, and every single time it's poison I see. Se vede, bă, ce frumos face, frate, și se vede că nu face treaba asta pentru bani. Banii aici la el vin de la sine. Se vede cât de mult se dedică Dax și tot respectul pentru asta. Se pune foarte multă pasiune în ceea ce face și tot ce spune aici are flow și spune din suflet. Chiar dacă eu nu înțeleg tot ce spune pentru că nu perfect, nu s-a în engleză, se transmite, instantaneu se transmite treaba asta. Women who can't see, that's my whole the future where my life is only more broken, cause those wounds from the past are still open. I take sips of love and every single time it's poison. I see women who can't see, that's my employment, or see me as enjoyment, so I can't enjoy it, cause the ride's temporary and they leave once they crash, destroy it. I don't think this life is healthy, why didn't anybody tell me? Everybody wanna help, but nobody wanna help me. I'm an ATM, a therapist, and everybody's friendly, and they hide their real intentions, but my mind won't let. If I make a sad song, don't ask me if I'm happy. Fuck a hook, my pain isn't catchy. If you relate, or worse, feel bad, you fucking pain me, at least in check-in. If you ask me, that's the only way I know who it touches. That's why I stay awake and answer DMs by the hundreds, so I don't lose myself and fill my stomach with the feeling that I'm here just to suffocate for nothing. If you know real pain and you see it when you look me in my eyes, I try to hide it, but they do not lie. I wanna sleep, but if I try, the demons will creep and my dreams will collapse. So I stay up and I stare at the ceiling and ask myself if I should even share these feelings. Then I hear a voice in the distance from a ghost-like image say my pain could be somebody's healing. So I close my eyes and drift to the place that inspires these lyrics. And as I see flames and I scream, I pray it's a place you'll never have to visit. Yeah. Number one album in the world. I told you to trust me, and now we got it. Dax, you probably ought to know. Vine să mai ascult o dată. Oh, Dax. Mi-am uitat ideea ce am vrut să zic. E, da. Singurul lucru și unde avem puterea absolută, zic eu că este rugăciunea, unde acolo nu poate să ajungă nimeni. Cu orice medicament, cu orice ar încerca oricine, nimeni nu poate să ajungă acolo. Și da, acolo ești doar tu cu Dumnezeu. Și aia e singura alinare pe care o ai cu adevărat.
Asta fiind spuse, dragilor, nu v-am spus prea multe. V-am spus, nu sunt un expert. Am vrut să împărtășesc treaba asta cu voi, cu unboxing-ul. Aveți grijă de voi, eu am fost Shopee, like, dislike, abonare totodată dacă puteți, dacă vreți să mă susțineți în continuare. V-am pupat, dragilor, și numai bine. Până data viitoare, peace out!